Ai simțit aventura fresh? Această emisiune a fost oferită de Kaufland. Orice poveste frumoasă începe cu a fost odată și fiecare aventură pornește de la o idee de bază care să unească noul sezon. O mare provocare este găsirea unui nume sugestiv, unul care să însumeze și să boteze noul drum. Cum elefantul și dragonul s-au dat, ne-am lăsat la mâna zeilor și ne-am întors în Asia în regim Asia Express. Noi avem ședințele de conținut și scenariu cu aproximativ 6 luni înaintea filmărilor minim. Și anul trecut, prin septembrie-octombrie, când am avut primele ședințe, am gândit la cum să se numesc. Existau mai multe elemente. Este o zonă plină de temple. E o zonă cu tigri. Și e o zonă a zeilor. Sunt anumiți zei care sunt comuni în toate cele trei țări. Sunt zei care sunt specifici în fiecare din cele trei țări. Și atunci am ajuns la acest drum al zeilor. Timingul a fost destul de greu de realizat, pentru că poate să vină sezonul ploios și să plouă în continuu, să nu fie nici prea cald. În același timp, în Malaysia, care o țară predomina musulmană, este Ramadanul. Multe locuri sunt închise, ei nu sunt atât de prietenoși și primitori. Am luat în considerare toate aspectele de logistică, de vreme, de sărbători religioase și așa am stabilit perioada. Localnicii de aici nu prea înțeleg engleză și te înțelegi foarte greu cu ei să te ajute, să judece o probă, să fie foarte clar în ceea ce privește aspectele sau dinamica unei misiuni. Trebuie să fii mereu atent. Iar dacă ai o misiune în care ei se împart în 3, 4, 5 locații, este foarte complicat să, nu știu, logistic, să ai grijă că se întâmplă lucrurile corecte pentru toți la fel. Și asta e diferit și mai complicat aici, în Asia, față de America de Sud, unde cu spaniola te mai înțelegeai cu ei, era mai simplu. A fost fiecare zi un challenge de dimineață până seara. N-au fost zile mai ușoare, zile mai grele, fiecare zi la fel de grea, într-un ritm foarte, foarte, foarte susținut de cursă și cu foarte multe lucruri de făcut în fiecare zi și cu foarte multe de pregătit în fiecare seară și cu foarte multe ședințe, dar a fost un sezon care mi-a plăcut tot timpul și mi-au plăcut concurenții, mi-au plăcut misiunile și jocurile și mi-a plăcut acest ritm și mi-a plăcut echipa cu care am lucrat. Sigur că echipa noastră e tot timpul aceea și sunt prietenii mei și familia mea, dar vorbesc despre echipa de la Ecoline, care a devenit familia noastră și ne-am conectat foarte bine și n-am avut niciun fel de probleme din punctul ăsta de vedere. Am fost liniștită, n-am fost stresată. Aici, de cum pui piciorul în orice parte din Asia, totul devine spectacol și totul devine producție de televiziune și simți nevoia să arăți oamenilor de acasă că ești într-o altă lume pe care vrei să le-o transmiți, vrei să o simtă și ei. Chiar dacă au fost drumuri foarte, foarte, foarte lungi cu mașina, poate mai mult decât în alte sezoane, nici nu am simțit, pentru că tot timpul te uiți pe geam și vezi ceva ciudat de la o motocicletă cu 5 copii și 3 adulți care nu se țin de nimic, până la o procesiune cu gonguri și cu instrumente muzicale și cu chiar și o incinerare, nu-ți creează în Asia un sentiment negativ. Și totul devine pozitiv și firesc și natural și are o anumită normalitate. Având în vedere că suntem o echipă de 140 de oameni, 150, e mereu fascinant numărul de consumabile de diverse feluri, cum ar fi peste 24.000 de sticle de apă. Avem 30 de mașini, se adună peste 46.000 de litri, 46 de tone de combustibil, 600 de tuburi de protecție solară, peste 5 tone de gheață, sunt 6,5 tone de haine spălate ale echipei, peste 2.000 de plicuri roșii folosite la misiuni și multe alte lucruri. Pe un sezon avem peste 4.000 de ore de filmare brută, din care noi dăm în final undeva la 100-110 ore, adică undeva la 2%. This is very challenging for me also. I've been working on the show for almost a decade and this is the longest show that we ever had to mount. So it was very challenging for us, especially for us in central production when we do the prep. We basically started 6 to 5 months before even the first crew member arrives into location.
So just the whole scale of locations and people, suppliers, hotels, vehicles that we had to arrange. You know, that's almost 1,000 different hotels, 10,000 room nights, and on top of that, almost close to 1,000 locations. But beyond that, we also had the practical issues happening in each country. We had to avoid elections in Indonesia because it's quite controversial, so we had to move around the schedule and the calendar. And then we also had to face the very big holiday of Ramadan, which is very big in Malaysia and especially in Indonesia, and the Eid festivities. The first time we arrived here, it was Eid. So it was the biggest festival of the year in a country that's 90% Muslim and 90% practicing it. They have this phenomenon called the Mudik, which is like a big exodus when they come from their homes to visit their families during Eid. And we were filming during this period. And these are one of the things I was talking about in the challenges, like we were stuck on the road for 10 hours, 12 hours, because we were there with 125 million people also on the road. But still, we prepared well enough for it and we didn't lose any days and we didn't have to compromise so much on the content. Subiectul principal al acestui sezon, sezonul 7 Asia Express, este căldura! Minim 40 de grade, maximum 60 resimțite, ne-a topit efectiv pe picioare. Și eu, așteptând concurenții la desk, la un moment dat a fost atât de cald, pentru că am prins intervalul 12-3 și jumătate, încât vopseaua s-a muiat și s-a luat pe cămașa mea. Stăteam, vorbeam cu concurenții și simțeam picături de apă care îmi pleacă din cap, se duc pe spate până jos în adidași. Partea asta de temperatură și umiditate ridică probleme și cu echipamentul tehnic, pentru că în anumite momente camerele se încing foarte tare și în momentul ăla camera se închide și trebuie să aștepți un timp să repornească, să se răcească. Și mai există și problema cu obiectivele, pentru că filmăm în căldură și când intri în mașină, este aerul condiționat pornit la maxim, toată lumea merge cu aerul condiționat pornit la maxim și se creează un condens, se aburește obiectivul camerei și iarăși ai o situație în care nu poți să filmezi pentru că absolut nu se vede nimica și trebuie să stai să aclimatizezi cumva camera. A fost o zi, nu știu dacă călduroasă, umiditate foarte mare, nu știu. Pur și simplu toată apa pe care am băut-o am eliminat-o pe piele și mai mult decât atât, mult și două de-am eliminat. Fac față căldurii negândindu-mă la ea. Deci, în primul rând, nu mă gândesc la ea. Încerc să mă gândesc că nu sunt în căldură. Deci, pentru că dacă stau să mă gândesc în continuu la cât de cald îmi este, mai rău intru în starea asta groaznică și deja nu mai vine să plec. Curg apele pe tine, se udă hainele și nu se mai usucă. Asta e chestia, că nu se mai usucă niciodată. Bei apă în continuu și e o chestie ciudată că nu te duci la baie, pentru că atât de mult transpir, adică atât de multă apă se elimină de la căldură, sunt 40 de grade, pur și simplu e rău de tot. Fac față pentru că îmi place ce fac și pentru că sunt mereu curioasă de ceea ce se întâmplă pe drum, sunt mereu curioasă ce fac concurenții cu care sunt, îi urmăresc, mă distrez pe traseu și nu mă mai gândesc la părțile negative și dificile. Is this a magical season? Yes, it is, actually. It happened. I don't know how to explain also as an Asian, you know, we are very much connected to nature and spirits and religion and superstition. And absolutely this route has been something very, very special. And I won't spoil anymore. You have to watch.